Se anunță un cutremur financiar în România. E cel mai avansat declin din ultimii 10 ani. Blocul Național Sindical a avertizat că în prima jumătate a anului 2024, finanțele publice au înregistrat cel mai avansat declin din ultimii 10 ani. Din 5 lei cheltuiți de statul român, un leu este împrumutat. Avertisment de la Blocul Național Sindical, BNS. Avertisment de la Blocul Național Sindical (BNS) asupra situației finanțelor publice din România. Datele publicate de Ministerul Finanțelor (MF) ne arată o înrăutățire a indicatorilor economici, astfel încât deficitul bugetar în perioada ianuarie 2024 iulie 2024 a ajuns la 3,6% din PIB, 63,66 de miliarde de lei. Cu excepția anului pandemic 2020, finanțele publice înregistrează în prima jumătate a anului 2024 au ajuns la cel mai avansat declin din ultimii 10 ani. La finalul lunii aprilie, datoria publică a ajuns la 52,5% din PIB și a înregistrat astfel o creștere de 354,24 de miliarde de lei față de finalul anului pandemic 2020. Nominal, deficitul bugetar după primele șase luni ale anului 2024 a fost chiar mai mare decât rezultatul din perioada similară a anului pandemic 2020, când economia a fost afectată grav de restricțiile sanitare. Majorarea deficitului bugetar este explicată doar parțial de majorarea investițiilor. Majorarea deficitului bugetar în primul semestru al anului 2024 este explicată doar parțial de majorarea investițiilor. Cheltuielile pentru investiții s-au majorat în aceeași perioadă cu doar 13,47 de miliarde de lei față de perioada similară din anul 2023. Diferența de aproape 13 miliarde de lei din deficitul suplimentar reprezintă majorarea cheltuielilor generale de funcționare a statului român, inclusiv majorarea dobânzilor achitate pentru datoria publică a căror plată a ajuns la un maxim istoric înregistrat în primele șase luni ale unui exercițiu fiscal. Cheltuielile cu dobânzile au ajuns astfel să reprezinte mai mult de un sfert din deficitul bugetar, respectiv 17,6 miliarde de lei pentru perioada ianuarie 2024-iulie 2024, un procent din PIB. Raportat la cheltuielile generale de funcționare ale statului român, deficitul bugetar înregistrat reprezintă 18,67% din valoarea lor, un nou record negativ, ceea ce înseamnă că aproape o cinime din cheltuielile realizate se efectuează din sume împrumutate, din fiecare 5 lei cheltuiți de stat român. Un leu este împrumutat. Evoluția în dinamică a principalelor capitole din bugetul general consolidat sugerează înrăutățirea în continuare a finanțelor publice, având în vedere că pentru perioada analizată veniturile bugetare s-au majorat într-un ritm net inferior, 13,5 față de dinamica înregistrată de cheltuieli 21,2, iar sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au înregistrat o dinamică negativă, 11,7 față de perioada similară. Dimensiunea deficitului în primele șase luni ale anului 2024, 63,66 miliarde de lei, a ajuns astfel să reprezinte mai mult decât toate încasările din TVA pentru această perioadă, 57,09 miliarde lei, și si mult mai mult decât încasările însumate din alte trei capitole bugetare respectiv din impozit pe profit, impozit pe salarii și venit și din alte impozite pe venit, profit și câștiguri de capital, toate acestea generând încasări totale de 42,3 miliarde lei. Dimensiunea deficitului bugetar după primul semestru din 2024, 3,6% din PIB, indică în mod vădit că programarea bugetară realizată pentru anul în curs a fost defectuoasă, în condițiile în care bugetul pentru 2024 a fost construit pe o țintă de 5% din PIB au informat reprezentanții Blocului Național Sindical, BNS. Soldul bugetar al anului curent își va inversa sensul ajustărilor anuale. Pentru prima dată după anul pandemic, soldul bugetar al anului curent își va inversa sensul ajustărilor anuale, ca procent din PIB, înregistrat în perioada anilor 2021-2023. Astfel, după patru ani de zile, deficitul bugetar nu se va diminua ca procent din PIB, ci urmează să aibă o valoare mai mare, nu doar nominal. Datele semestriale privind execuția bugetară ne arată faptul că reformele anunțate, e-factura, ETVA, au avut efecte minimale și au fost mai degrabă de natură să bulverseze mediul economic din România. În luna mai a acestui an, Guvernul României își menține ținta de deficit de 4,9% pentru anul 2024. Totuși, estimările Comisiei Europene, ce ne arată că deficitul bugetar va atinge 7% din PIB în acest an. BN se consideră că povara deficitului apasă deja în mod excesiv pe cei corecți și din ce în ce mai mult pe generațiile următoare. De aceea solicită Guvernului României mai multă responsabilitate în politicile fiscale și si bugetare, în special în acest an electoral.